Bună, dragilor mei, ce mai faci? Sper că sunteți cu toții. Bun, din titlul în sine vom extrage niște lapte proaspăt de cocos. We will extract fresh coconut milk. Da. Sunt aici din România din august 2016 și mi-a fost foarte dificil să-mi gătesc mâncarea mea aici. Mai ales mâncarea filipineză, da? I find it very hard for me to cook my food here, pentru că, în primul rând, eu n-am toate ingredientele pe care am nevoie și nici instrumentele specifice. De exemplu, aceasta se numește kudkuran. Kudkuran în limba Tagalog, our language. We call this kudkuran. Da, îl folosim acest lucru pentru a rade nuci de cocos. We use this to shred our matured coconut in the Philippines. Așadar, astăzi va fi prima mea încercare de extrage lapte de cocos. Da, it's my first time. Fără acel instrument, without that instrument. Micul nostru prieten aici este din Kaufland. E foarte mic pentru nuca de cocos de care crește în curtea mea in Filipine. It's very small, quite small from the one I usually know because I told you we grow it in Philippines. Așa. Și vreau să spun că puteți găsi și acest lucru precum în Lidl cu prețul aproape de 3 lei per bucată. Da, 3 lei per piece, almost 3 lei per piece. You can find it there. Gata, hai să începem. În primul pas, trebuie să-l deschidem. Of course, we need to open it. Ok? În mod obișnuit, folosim machete pentru a deschide acest lucru, dar din moment ce noi l-am, voi folosi, în schimb, acest, how you call it, ciocanel. The hammer of Thor. Nice. Glumesc. Ok. Asigurați-vă că aveți un castron împreună cu dumneavoastră care este pentru apa de cocos, ok? You can do it outdoors also, guys, but in this moment, at this moment, I cannot because it's evening time, no light outside, so hai, mă rog, hai să facem aici. Ok. Good luck. Mama, da, sunt... Ar fi minunat dacă avem topor, but I don't have. My goodness. Ooh, it opened already. Oh my god, it's splashing water. Okay. Okay. Mm, so hard. Oh yeah. Mm-hmm. Cum, yep. E cam murdar aici. Dar stai liniștită, you can use strecurătoare to, you know, remove the dirt from it. Așa. Ok. Acum am terminat să-l deschis. Hai să trecem la următorul pas, următorul proces. Ok, let's move to the next process now. Now, this is the part that we're supposed to shred it with kudkuran. Da, in Filipino, that's what we do. Dar, like what I said, we don't have. Așa că, let's use spoon to remove it from the shell, the meat. Ok, it'll be a bit of work only. This will be our problem now. Așa. Yep. Mama. Maybe necocot coran. I'm not used without good coran. I like it with it. A pain in the ass. Okay.
Now this is the tough part, I guess. Așa. Mamă, e greu, mă. Ok. Uh-huh. But our shell is very destroyed. Așa este. Asta este. Acum, uite, după cum vedeți, cam meseria e very dirty here, așa că let me wipe and clean it first here, așa. Ok. See you in few seconds. Now we don't need this brown part here, guys. So another work again for us to remove with my coat's knife. Așa. Let's just paint this off. So much work, my goodness. But I promised to you guys before that I'm gonna teach you, așa că this is it. This is how much we gathered, guys. Acum, before we shred it, ok? Hai să curățăm puțin cu tissue, clean tissue, ok? Just like wipe it like this to remove some dirt, așa. Da? Anyway, they are not like that very dirty, dirty like that. Și hai să le punem aici. Acesta este prima mea încercare de a face acest lucru. Ceea ce vom face este că we don't need to cut this anymore, pentru că uite-te, they are in small pieces already, guys, uite. Așa. Acum vom folosi noul meu mixer set vertical de la Tefal. Da, we will use this. I'm very excited. Așa. Soțul meu a cumpărat asta de la EMAG. He bought this from EMAG. Avem și haine. Yeah, boy! Vom folosi acest tăcător. Așa, este prima dată când am propriul meu mixer manual. This is my very first time to have my very own mixer. You know, I believe it is a good investment. You know, o investiție bună, așa. Especially if you want to cook your own food at home. So, yeah. Investment. This one is for shredder. Așa. Wee. Small one first, I guess. Așa. The small ones. Okay. Whoa. Wow. Very powerful. Hai să le punem aici. I'm using my hands now, okay? Facem restul. Așa arată, băieți. This is how it looks like. This is the consistency that we are looking for. Așa, aceasta este textura pe care o căutam. Ok. Așa. Acum să extragem laptele folosind ambele mâini. Da, așa o facem. We don't use like cheesecloth or something. We use our bare hands, guys. Bare hands. Don't make it fancy. Așa. Nu folosim mănuși sau articole, ne place să facem cu mâinile goale și it adds the taste also. Dumnezeu. Așa. Hai să turnăm apa. Warm water, lukewarm water a bit. A bit. Așa, like that. Mhm. I miss my mama when I usually do this kind of thing. She's the one who really knows how to do this kind of stuff. Like this.
she smashed them like this. Uite, you see that? That's the purest form that you can get. Așa. Okay, she does it like this. Okay, requires a lot of work, but it's okay. Yeah. Don't throw this one, guys. We will use this one, okay? The shredded ones in my next video, guys. I will teach you a Filipino street food with this. Asha. So you better subscribe. Tell to your family and friends to subscribe now to my channel because, I'll teach you amazing Filipino street foods in my next videos. Patra vă întrebați ce voi face cu acest lapte proaspăt de cocos. Răspunsul este că voi folosi acest lucru pentru tratamentul meu de păr. Așa, părul meu. Okay, I will use this as the first squeeze as my hair treatment. That's why I target only very few juice, very few milk. Și dacă vrei, puteți adăuga mai multă apă și, you know, you can squeeze all of the juices that you could get. Așa, the first lapte de cocos, first squeeze. Uite, as you can see, the first one is, you might, how you call it, e mai groasă, așa, oily, all the things are there in the first squeeze. And this is the second squeeze now. Așa. I not do third squeeze anymore. I don't like anymore. Așa. I decided to do the second squeeze for me to show you also. Okay. Această procedură necesită mai multe treabă, adică it requires a lot of work, this thing, but it's worth it. Second squeeze. Uite. După cum vedeți, this is the first and second. This one is the purest form, very, you know, you can see it's oily, așa. This is one, the second one. Acesta este rezultatul final, băieți, ok? This is how we extract lapte de cocos in Philippines. We don't use, like, you know, cheesecloth and other equipments or utensils. We just use our, you know, minele goale, așa. Ok? Și eu vreau să spun că nu aruncați niciodată acest lucru, pentru că vom folosi acest lucru pentru următorul meu videoclip. We will use this for my next video. Cred că e mai bine pentru tine să abonezi de acum în acest canalul meu de YouTube. You know, tell to your family and friends to subscribe now because next, my next video, I'm gonna teach you Filipino street food with this one. It's very good. Așa. Și the first squeeze and the second one, you can squeeze more, guys. Add more water if you like and then squeeze with your bare hands. E treaba ta. Dar în cazul meu, I'm okay with the first and second one. Că, you know, I'm not providing a lot of people, it's for myself, ok? Așa, și cred că asta e tot pentru astăzi. Vă mulțumesc mult, băieți, pentru vizionare. Eu vreau să fac câteva shout-outs către
Magic Kitchen Family, Andrew Gamer și către Yuli. Vă mulțumesc mult, băieți, pentru vizionare. Thank you so much, guys, for watching. Ne vedem în următorul meu videoclip. See you in my next videos. That's awesome.